Seara asta mă vor deconecta. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Pară mi se că n-am mai schimbat de mult panorama asta și trebuie să fac ceva în legătură cu asta, nu-i așa? Ne-am plictisit cu toții, așa că... Credeați că pun așa chestii, că e diferit. Nu, n-am bani de asta, stai liniștit, rămânem așa. Da, am ajuns în sfârșit la nivelul în care am primit o grămadă de mesaje când mai postez și multe chestii. Uite, acum a venit ziua, n-am mai făcut asta de 4 zile deja, dar am venit cu ceva original. Puneți-mi voi așa dacă v-ați gândit vreodată la cum ar fi să citești niște povești triste, știi, râzând. Adică gen chestii de alea, așa că, o, Pier, mă doare inima și mor și tu să râzi în timp ce citești chestia asta. Ar fi genial și m-am gândit că să fac asta. Și m-am documentat dacă mai e cineva pe platforma asta în România care a făcut așa ceva. Eu sunt unii cu care s-a gândit la chestia asta, așa că hai să-i dăm drum. Bineînțeles, de unde să citesc povești triste dacă nu altundeva decât pe TPU, și am scris povești triste de dragoste și am primit povești triste de dragoste. Cum a spus și Ion Ieluța, hei TPU, vreau și eu niște povești triste de dragoste, dau fundiță pentru cea mai tristă. Și pe asta n-am mai dat fundiță, că mă uit aici și n-are nimeni fundiță, dar e ok. Vă zic de pe acum, dacă nu cumva pun acolo jos, deși o să-mi fie lene, o replică ea fetei, o replică a băiatului, începem cu fata, da? Povești de dragoste cu zi. Ceau! Mi-ai lipsit azi la școală, unde ai fost, unde ai fost? Scuze, a trebuit să mă duc la medic. Oh, dar de ce mă, de ce? Oh, nu nimic. Un control de rutină. Ok. Am pierdut ceva la școală? Nu, doar niște notițe, nu. Ok, dar... Am o întrebare. Spune o dată, spune, ce e așa greu? Cât de mult mă iubești? Mai pui, mă, dar știi că te iubesc, pui. Dar de ce întreb, mă? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic. Bine atunci. Cât de mult îți pasă de mine? Aș muri pentru tine, mă. Chiar? Da, dragă, da, dar s-a întâmplat ceva? Nu, sunt bine. Bine, așa sper, eu știu. Și chiar ai murit pentru mine? Mă, proastă, mă, m-aș împușca pentru tine oricând, mă. Chiar? Da, mă, hai, pui. S-a întâmplat ceva, pui, sau ce? Of, trebuie să plec. Ne vedem mâine. Bine, ceau, te iubesc. Te iubesc. Frate meu, e așa de panoramă chestia asta. E de aia, trebuie să se întâmple ceva trist. Că pui pentru mine, pui. Trebuie să faci ceva pentru mine, pui. Că mie sigur o să mi se întâmple ceva rău, dar eu nu-ți spun pentru că nu vreau să suferi, știi, cam așa e povestea asta. Ca să vă faceți o idee, din 25 iunie 2011, când era la modă, știi, să pui povești de astea pe roluri, așa, cu videoclipuri de alea, știi, pe Facebook, cu muzică de aia tristă, cu știi, cu voce de aia subțire, Doamne, iartă-mă. Acum începe băiatul, știi, următoarea zi la școală, o discuție cu un prieten de-al lui, ceva de genul. Bă, mi-ai văzut prietena la școală, mă? Nu, mă, n-am văzut, dar i-au fost ieri aici, nu? Da, mă, știu, a fost, eu știu. Dar știi cum sunt fetele, mă? Și ce mai zici? Mă duc la ore. În aceeași seară, ring, ring, știi, sună telefonul și răspunde fata. Alo? Mă, de ce n-ai fost mai la școală, mă? Ei, m-am simțit un pic rău. Dar ești bine acum, mă, sau ce ai? Vai, trebuie să plec, vreau mama să vorbească la telefon. Bine, o să aștept, eu știu. S-ar putea să dureze și te sun eu mai târziu. Bine, te iubesc. Să vezi fază, eu cred că ar trebui să le despărțim. Ce? Să ne despărțim? Dar de ce să ne despărțim? Te iubesc și îți închid telefonul, n-a. Fata nu vine 3 săptămâni la școală și nici nu răspunde la telefon. Aiurea, frate mi pentru asta, cred că și-o consumat de-a minute, știi că tu aștepta pe asta să o sune, să-mi trag palme. Acum, din nou, știi, băiatul cu prietenul lui, nu știu ce discuția ăștia între fată și băiat și prietenă și mă rog, hai să vedem. Ceau, ce faci, bro? Numai fetele zic ceau, mâncați-aș, dacă ești băiat și zici ceau, rade de pe picioare și puneți panglică de-aia în cap, că nu meriți, frate mi serios, du-te de aici. Nimic, ai mai vorbit cu fosta ta prietenă? Nu, bro, n-am mai vorbit. De ce? Cum adică, bro? N-ai aflat? Ce s-a aflat?
aflu, mă, ce s-a... Mă, cred că ar trebui să spună ea ce s-a întâmplat, mă. Serios. Amice, ce s-a întâmplat? Bro, sună-mă la numărul ăsta. 4-3-3-5-5-5-3-4-6-8. Să nu sunați, că răspunde 2011 și o să-și ceară povestea înapoi. Băiatul sună la numărul acela după ore. Ring, ring! Acum îi răspunde o voce. Bună, 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 aici spitalul. Poftim, poftim, spitalul, mă, 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 cred că ați neuni. Uite, eu, încă, eu cred că am greșit numărul, că încă un prieten la... Care este numele ei? Mihaela Chiuveta. Nu, asta am pus-o eu, nu o cheamă Mihaela Chiuveta. Aici spune că băiatul îi dă informațiile. Probabil nu vrea să-i spună nume, dar noi o să-i spune Mihaela Chiuveta. Deci pe personajul principal o chema Mihaela Chiuveta. Continuăm. Da, mă, copile, să vezi, mă, prietena ta e pacienta noastră, mă. Ce s-a... Ce s-a întâmplat? Mi-e lene să zic, da, camera e 466, că corpua, du-te tu la ea. Ce s-a întâmplat, mă? Că mi-e lene să vin. Mai bine veniți la spital. Stai, nu. Tu merge la spital, în camera unde era gagică, s-a fata stă întinsă pe patul de spital, la la la, și începe conversația din nou. Băiatul începe și-o întreabă. Bă, baby, ești bine? Cum, bă? Te rog, spune ceva. Eu... E, baby, spune că-ți dau și una în cap, că nu mai am răbdare. Bine, nu era asta cu-ți dau una în cap. Am băgat-o eu să fie, știi? Am cancer! Doar aparatele mă țin în viață. În seara asta mă vor deconecta. Bă, baby, mă, dar ce n-ai, mă, de ce nu mi-ai zis, mă, că ai cancer? De ce nu mi-ai zis, mă, să știu și eu? Hai, mă, baby, mă, știu, mă, că nu mai să te faci să suferi, mă. Bă, baby, mă, da, eu te iubesc, mă, Doamne, ce te iubesc, că nu mai pot. Și eu te iubesc, dar nu, nu fi trist, mă, nu fi trist. Eu totdeauna o să fiu alături de tine, mă. Acum vine hoașca asta de asistentă și zice, orele de vizită s-au terminat. Get the fuck out, cum ar veni, știi? Băi, tu pleacă, fata este deconectată. Conectată de la aparate și moare. Bă, parcă n-ar mai fi putut să bagi un generator să mai țină o leacă în viață. Nu, frate, te deconectăm, du-te, dreac. Ziua următoare, băiatul este găsit mort cu un pistol în mână și un bilet lângă el. În bilet scria, și acum o să citez râzând, știi, ca să aibă farmec. Am luat un glos pentru ea. Așa cum am zis, o să mor pentru ea. Doamne, copilă proastă. Ai, Doamne, ce-o fost asta să-mi trag pe aia? Nu-s chiar așa de sadic, dar am zis să încerc să... Nu știu, să abordez așa din punct de vedere umoristic o poveste tristă, cum ar veni. Adică trebuie să fii somasochist, să vezi că am cancer și mor. Du-te, dracu, mori acolo, nu mai pot eu. Nu-s chiar așa. Da, nu știu dacă o să mai fac așa ceva vreodată în viața mea, dar sper să... Să nu mai fac așa ceva vreodată în viața mea, mă înțelegi? Nu uita, dacă aveți clipuri de reacții, să mi le dați pe Instagram, nu pe Facebook, pe Instagram, că mi-e mai ușor. Un follow, bineînțeles, pe Instagram, ca să-mi dai povestea, nu știu, ce mai vreți voi pe acolo și noi o să ne revedem curând. Aveți grijă de voi și nu uitați, când primiți o veste tristă, să râdeți, bă, să râdeți până nu mai puteți, bă, da? Ascultați aici la mine. Pa, bă! Stau pe canapea și mănânc detergent. Ăsta-i mesajul piesei rap pe care o prestez. Lucrezi sinistru la ceva nedefinibil. Sunt ceva total ambigu ca un dicționar de vise. Omul vede că nu-i merge. S-a băgat între sclavi, între ei devine rege. Numai că practic nu prea are probe. Încă susține că nu s-a făcut.